Bence. Recording motherfuckers, recording. Let's get back. Menno. Hello guys. Welcome back. Hai să creștem un nivel, era să zic, hai să urcăm în castel mai departe. Let's progress. But first, let's go the fuck back and raise our fucking level. Wee. Welcome home. Welcome. Speak thine heart's to thee. Very well. Then very well. Asta standard, punem 35. Ah, doar atât. Perfect. Eu nu avem nevoie de mai mult. Aș pune și în vitality, parcă, pentru că ne mărește equip load-ul următoarele nivele. Farewell, Ashen One, may the flames guide thee. Ah, well. Purchase. Ah, well met. Nasol că nu mi-arată astea statistice, trebuie să cumpăr armura pișamă și pe aia. Boschetari, bulangi. Ce ai bă, bulangi? Da, nu prea pare nimic de interes deocamdată. Hai mă să luăm itemul meu favorit ăsta. Hello, motherfucker! Oh, perfect. Puh. E fix pe fix. Ah, am scos ăla și... Bun, am scos căcatul ăla de torță. Bun așa, stai mă. Să vină mima micii. Par din amicii. Și mai bine chiar. Dar nu e mai slabă. Yes. Hop. Fallen Knight. Dar de ce e fallen? A picat de undeva? A căzut? S-a împiedicat și a căzut? Să lăsăm aici setul. Yes. Ah, săbiile pe care le luăm pe suflet sunt destul de banale și nasoale. Au fost destul de ok la începutul jocului când a fost lansat. Asta e itemul, Dancer's Enchanted Swords. Sunt catalogate ca și cursor, dacă o scrie, dar nu sunt de alea mai micuțe și rapide, sunt de categorie superioară. Ceea ce le face mult mai slow, mult mai încete și deși au animații că unul dă, apare dark și celălalt în flăcări, nu-ți dă dark și frame damage. E bullshit as fuck. Plus că se împarte, uite, fizic, damage-ul e împărțit pe physical, pe fire, pe magic. Nu, e, sunt ultra mega nasoale, dar arată drăguț. Așa că mâncăm sufletul. Te e dreac. Soul of the Dancer. Yes.
mai luăm niște armuri. Nu, lasă așa, strângem pentru nivel. Deocamdată hai să mai progresăm. Let's go up. Să luăm niște iteme. Ah, acum în mare parte mergem să farmăm sharduri, large titanite sharduri și titanite chunkuri. Chunker. Titanite chunkers. Aici în stânga mergem să-l spargem pe rege. Ușa se deschide prin partea cealaltă. De aici luăm un suflet destul de măricel. Ia ușiți. Ăștia atâta timp cât au cuturile sus nu reprezintă niciun pericol, că nu fac decât să blocheze ei și din cauza bâtei îi iau stagger destul de ușor. De la Star Tonight. Putem să mergem să upgradăm asta la următorul nivel. Să avem un parcurs mai ușor. În zona ce urmează. Aici, nasul, că e prima, e camera plină de fraieri. Ăla e cel mai boschetar. Hai, prietenul meu, vină încoace. La fel, tactica e la dun. La dunia, la duci. Ai grijă să nu te lovească. Ah. Adică să nu-l să nu-l agro la pistol ăla, că-i dă heal pe urmă. Îl chem mai încoace. Oho. Gata, unul mort, ori decât a suflet. La ăștia putem farma lejer până la ăsta chunk-uri, large shard-uri, nu chunk-uri. Iar un suflet mișto. Liftul de aici ne duce exact în fața bossului ăla, cum zice, Dragon Armor. Dragon Knight Armor. E unul acolo. Hai, băiatul meu. Ne retragem puțin să nu vină și celălalt. Ups. Tot din gură, mă. Gata, l-am executat. Și
Sharduri peste sharduri. Large Titanite Shards. Ăla s-a dus, acum e acolo. O fraierul ăsta. Du-te, ce mișcare are. Du-te, mai. Ce mi-am dorit să te văd cu scutul sus. Aha. Încă un large Titanite Shard și avem deja aproape 30.000 de suflete farmate lejer. The first one to attack. Oh, și un chunk. Este perfect. Este binevenit. Haideți să vedem arma, dacă toți suntem aici. Fire Shrine. Mai să mai explorăm castelul. Să mai luăm niște iteme. Și apoi mai să batem pe Oseios. De fapt, noi să creștem în nivel după ce mai upgradăm arma și scutul chiar. Am nevoie de încă 3 Large Titanite Shard. Iar scutul. Zic să ne abținem de la scut deocamdată. And in one piece. You can keep the ring as well. Purchase. Ce să purchase? Nada, fuck it. Goodbye. Goodbye. Goodbye to you too. Speak thy desire, honorable Lord of Hollows. Fuck it. Clar. Ia, băiatul ăsta ce zice? Ah, there you are, unkindled one. I am pleased to have a pupil as dedicated as... If you seek pyromancy tomes, the lands of the lords converge upon the home of pyromancy's drift, at least. That is what pyromancers of the place is called Izalith. Oh, how I wish to behold a proper... These are old tales. No one... Da, corect. Applicable in real life. Oh, champion of Ash, do you wish to hear a tale? Oh, champion of Ash, these are dark tales of things that lurk deep within men. Of course, only the little creatures that nibble. O să cumpărăm toate astea pe dark. Nu-i luăm nimic pe bun. Bun de la ea. Sau să luăm toate miracolele. Fuck if I know. Nu mai știu care era schema. Have a pleasant, I pray. Sau uite, dăm doar cele întunecate. Eu lua razna. Nu mai țin minte. Ăla nu e acolo. Ăsta ce mai zice? Nu mai zice nimic prost. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement.
It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads, if you've the stones for it. Armura lui ne spune că a fost de la Watchdogs Faren, în armată. Let's go! Armura lui Prinț Lothric sau ceva de genul. E un arcaș în dreapta, parcă. Titanite chunk. Boss chitarul la care aruncă cu dalea te împiedică să-ți dai heal. Gura, mă. Uite cât sunt. Aici e un gras. Fraiere. Aici e un perete invizibil. Aici luăm armura lor. Grașilor. Scutul ăsta poate să deperi la spell-uri, parcă. Spell peri, da. Da, și orice că sunt handicapat. Doare viață pe călău. Am avut în pace. Avem loc. Skills, motherfucker. N-ai știut ce te-a lovit.
sufletul unui. Războinicul pusit. Ciancuri. Da. Nu, n-am ce face cu ale. Pantaloni. Ăștia dau. Da, sunt explosive barrels. Un shard. Cred că avem suficiente pentru a crește la următorul nivel. Fire Linky Shrine. Bun. Încă un Titanite chunk. Și-l ducem la 9 și apoi un slab. Avem 10. Pretty, be careful. I don't want that. Ah. Ce să mai luăm? Ce să mai luăm? Dragon Bat. Hai să mai să explorăm și aici. Să luăm ce trebuie de luat. Mă gândeam acum că poate ar fi bine să iau lightning de la ăla. Lightning buffs, astea de pumpă armă. Fiind pe ro, am putea să ne creștem DPS-ul dacă punem mai mult. Weapon fucking buffs. Ăștia-s dragoni. Mâncați de întuneric. Dragon, Drakes, că dragonii au 4 picioare. Great fucking lance you got there. Asta aici e un o smoală de aia. Asta aici e o smoală de aia. Cum să-i dăm damage. Damage. Better this way.
pare mie că mă ajunge la el. Sprinklings. Titan fucking knights. M-a luat și coada. Stăm și ne călcăm atâta pe noi cu bombe, cu toate alea. Păi, pe mama lor. Bă, mă omoară când merg în față. Nu știu cum au scăpat. Uite-te și tu cum se vede pe-n textură. Ia uite. Aici în nasol că ăsta te aleargă. Îi vin toți de aia, toți NPC-ii pe tine. Nu vreau să am bucurii la tine, bine că m-am scăpat de tine. Am așa, uite. Uite-mi de puțin. Și aici e un gras infect. Ce le place lor să se învârte? Se învârtească. Went into the flow. Îl bați pe grasul și aproape te omoară ăsta, mic. Life is hard, my friend. N-am văzut itemul ăsta. Un ember, un fucking ember. Ia
Let's get this started. Let's get restarted in here. Hai să mai creștem arma. Ce avem nevoie de încă 3 chunk-uri. 3 titanite chunks. Da, hai că ne descurcăm noi, facem rost de ele. De la tine luam foc? Nu, luam ordine de astea de fulger. Uite, pula mea creier. Asta are doar 3 nasul. Dar are cât cuprinde de foc. Ceea ce e bine. Niște bombe. Welcome home, speak very well, then touch, take nourish. Endurance. Farewell, Ashen One, may the flames guide thee. I don't want flames to guide me. Mai explorăm. Omorăm dragonii ăștia și pe urmă și deblocăm și scutătura către armură. Sper. Let's get retarded in here. Let's get retarded in. Nu o să tragi tu de la mea. Mi-a trecut până de picioare. Acolo sunt niște cavale ce stau și-și pișe ochii. Jos e un Frost Knight. Nu prea vreau să mă bag cu el. But what am I, a pussy? Yeah, aș fi... Mi-aș fi plăcut să avem un scut mai buenos. Ar fi pun și ăsta pe viitor. Te restor la stamina mai repede. Nu auzi, fraier, ce vor fi aici acum. Frost Knight. E aici.
Asta am zis, nu suntem un pussy. We get the job done. Toate astea sunt cutii normale, nu sunt mimics. Trebuie să țineți seama că zona asta e endgame stuff. Niște bulangii mari. Ăștia cu bombele. Toată zona asta e nasoală rău de tot. Îți pot da charge. Îți pot da și mult damage, pișații. Ah, uite, vedeți piciorul dragonului acolo, e plin de smoală de aia de întuneric. Practic, dragonul e mort, e controlat de un parazit. Cum îi zice în lumea reală? Cordyceps. Parcă e parazitul care... un fungus that possesses ants, or rather insects. Sunt unii care și cu furnicile, cu păsări, le posedă. Mamă. Boda! Parcă ăștia sunt mai rapizi ca de obicei. Era să mă omoare pișații ăștia. N-am și ceva să-mi dau heal mai mare. Și sick brawl-ul ăla l-am consumat în loc să-l dau ciori. Raie, ce se fie prost. Nu te bați cu ăla. N-ai tu ăla decât dacă ești super mai mega powerful pe magie. Că ți-o cam dă one shot și e protejat de mai mulți de vă 2-3 preoți vindecat. Ați venit până la urmă. De-aia că spui pe niște cărți la un moment dat. Uite-l. Asta este cam... Ți-o cam mic.
Nu i-a mai dat damage. Trebuia să folosesc cum căcat asta de pyromancy. Să ne mai luăm bombe. Ideea e că acolo din unghiul ăla nu prea poți să-l ataci. Nu ai cum să-l ataci frontal, ai văzut că atacă foarte repede din toate unghiurile. Să-l dai cu mili. Yes, hai. Dragon Barracks. Acum că s-a trezit smoala aia, ăștia sunt morți. I-a consumat. The darkness ate them. Cută sete dai. Aici erați. V-am căutat. Longsword. Un longsword pricăjit. Normal că de cu smoală când mă lovește fraier.
Gata, mă, băieți. L-am sacrificat pe fraier. Și mai e și la altul când trebuie să mergem pe sus, peste alea, pe acolo, rafters. Pac, scara aia. Sărim, ne aruncăm de fapt. Era bun un catering, în partea altă găsim un mimic. Ah, trebuie să fii bolnav, vreau să ții minte tot jocul. Din afară. Să-l ții minte și ne-am mișcat de andăzit. Acolo, acolo, cred că e ceva de magie sau ceva de genul. Normal că e șmecher. Tata mai e cheia. Arma aia dă by default cu fulgere. Mai poate fi și bufată. Ia să ne creștem, mergem la shrine. Cam de blocat și scurtătura. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart. Very well, then take no... Farewell, Ashen One. Ah, well met. 'Tis good to see ye in good health. What needs smithing this day?
reinforce. Gata mă. Acum putem să reinforțăm scutul. Cu cât e nivelul mai mare, cu atât crește și regenerarea. Mai mult. Să ne întoarcem să explorăm. Travel. Nu, pentru că am deblocat scurtătura. Acum mergem aici. Dancer. Mă gândesc dacă să începem să... Dacă să încerc să-l batem pe armor. Să bătem armura. Thinking. Hai că dăm o încercare, cred că s-a făcut prea mult deja. În filmuleț. Facem o oră. Let's go. Attentate. First of all, let's get. Acorn. Aia duce în bibliotecă. De fapt, în bibliotecă, mai spre și mai ending, pe podul ăla sus, înainte de Lothric. Endgame as fuck, uite. Asta sunt ca în desene animate, ați văzut că sunt texturile cele mai deschise, de obicei se mișcă la un moment dat. Așa și pereții ăștia sunt făcuți să se distrugă. Ne bieșeam. Du-te în pula mea, ce era să cad. M-am căcat ca pe mine. Sunlight Medal. În spatele ușii alea e Sunlight Covenant. Dacă să ajungem la ea, trebuie să facem parkour pe acolo. Și am zis că încercăm boss-ul. Și-a putut începe faza a doua.
Aegon, așa. Aegon. Fucking expected. The fuck went just as planned. Și mai aici mai avem un, în față mai avem un bonfire. Nu era suficient cel de acolo. Great plan. Just as intended. Nu avem cheia să intrăm în librărie. Biblioteca. La biblioteca. Uș biblioteca. La CS. Nu. Cum am zis, mai ușor bușești de aici după Dancer decât drumul normal. Ding 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 ding. Și acum mai iesem după colt cu toporul. Nu vreau să-i dea backstab. A zis el, bă, nu, fără backstab. Acum. Era scara. A, am trecut de scara. A, dacă scăp, dacă cădea arma aia, ce bine era. Pray at the sunlight altar. Nah, fuck off. Titanite scale. Chemă să-l facem pe ăla. Hai, schimb.
Bine, să ne punem noi petardele. M-a luat după perete. Unexpected. Ce ne-o luam? Nu mai, hai las. Aici e un mimic. Găsim Sunlight Sword-ul, parcă. Mă bucur că e un mimic normal și nu e de la handicapat. Oh, și Symbol of Avarice. Foarte rar, foarte rar. Braille, Divine Thomas, Lothric. Dacă nu mă înșel, puteam trece prin... prin miel, pentru că nu fac un drag. Pipăm până acolo, scuipă, scuipă. Uitasem. Welcome home, speak very well, then touch the... Stamina. Mai am stamina și în viață, tată, nu dai niciodată griji. Dacă investești. Ca realitate. Fuga e cea mai bună. Dacă în caz mă pot să fugi și să încasez, mă. Așa, astea nimic. Să vedem ce iteme de îndă sufletul lui. Cred că cutul mi se pare. Cutul și toporul putem face din... Cutul sau toporul putem face din itemele lui, din sufletul lui. Da. Toporul e destul de bunicel în PvP dacă știi să abuzezi de el. Scutul e, pentru PvE e foarte bun. Blochează foarte multe. O, uite, physical 100%, stability 74, neupgradat, e tank. Ok, guys, păi atunci am terminat episodul ăsta. Ne vedem în episodul următor. Pup jos. Bye, bye.